живое обсуждение в телевизионном проекте «Лига». Noi ne-a prins jocul acesta fără patru din jucătorii noștri puternici, să spun așa, cu experiență. Asta nu contează, pentru că la clubul nostru, oricine intră, trebuie să-și facă datoria. Cea mai mare problemă am avut-o cu schimbarea de la juniori, pentru că, știți, dumneavoastră trebuie să joci cu un junior în teren. Fost călugher, s-a accidentat la un duel aerian, căderea acolo a pățit ceva, am băgat pe Ciofu, erau singurii care erau juniori, nu m-am așteptat, iar Ciofu a făcut întindere, însă, bravo lui, a jucat până la sfârșit așa, cu dureri, stat în teren. Am rămas în continuare în 10 oameni, nu știu cât de corect a fost acolo, cred că asemenea faulturi au făcut și alți jucători, mult mai grav. Însă ce să facem, așa este dumnealui. Așa ne-a arbitrat și la meciul cu Veris din semifinalele cupei. E păcat însă, dar nu vreau să vorbesc pentru că iarăși o să spună că Stoica vorbește și amenzi și una și alta. Живое обсуждение в телевизионном проекте «Лига».